Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii InfoStudio. Invitatul din această seară este domnul Vasile Dârle, președintele Sindicatului Județean al Asistenților, personal, maternal și social. Bine ați venit! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație! Ca de obicei, Sergiu Podină, colegul meu, mă însoțește. Bine v-am regăsit! În primul rând, domnule Dârle, v-aș ruga să ne spuneți, pentru ca telespectatorii să știe de la începutul discuției noastre, câți asistenți maternali reprezentați sunt în județul Satu Mare și din ce zone? Da, reprezint peste 100 de asistenți maternali. Sunt din Satu Mare, Carei, Sanislău, Tăjnad, Odoreu, Botiz, Culci, Lipou, Vama, din mai multe localități din județul Satu Mare. Tot în aceeași ordine de idei, am dorit, pentru a înțelege din capul locului, cu ce se ocupă mai exact un asistent maternal, social și personal. Dacă începem cu asistenții personal, aici este o categorie de oameni care au îngrijire sau chiar în familie copii cu handicap, cu dizabilități, cu handicap, cu diferite handicapuri. Deci asistenții personali, care de fapt sunt angajații primăriilor în comune, oraș, Satu Mare, Tăjnad, care ei sunt angajații primăriilor. Iar dacă vorbim despre asistenții maternali, după cum se scrie, ei sunt angajați la DGASPC-ul, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. Și ei, de fapt, au copii în plasament, copii abandonați, cum se zice, chiar de la vârste foarte fragile. Deci de câteva săptămâni, chiar din spitale, primesc direct copii în plasament. Am înțeles. Ce criterii trebuie să îndeplinească o persoană pentru a deveni asistent maternal, social sau personal? Aceste criterii sunt specificate în legea, în hotărârea de guvern 679, și există niște acte normative și trebuie să facă cursuri atestate. De fapt, este specificat în actul normativ ce condiții trebuie să îndeplinească și fac acel atestat și atestatele astea se reînnoiesc din 3 în 3 luni. Copiii la asistenții maternală, cât timp stau în grija lor și ce se întâmplă după aceea cu acești copii? Din păcate, aici este o problemă. Copiii stau până la vârsta de 18 ani și după, din păcate, de-aia vă spun că sistemul încă, după părerea mea, nu asigură o altă opțiune sau variantă pentru acești, mă rog, nu mai sunt copii la vârsta de 18 ani. Sigur că se alocă fonduri europene pentru calificarea lor și așa mai departe, dar încă eu consider că sistemul nu este pregătit ca să aibă grijă sau să direcționeze într-un fel sau altul acești copii de la vârsta de 18 ani. Dacă stăm puțin să ne gândim, spuneați că sunt asistenți maternali care primesc copii de la 3 săptămâni, 5 săptămâni. Chiar recent am primit o informație. De fapt, s-a discutat chiar și la, nu știu dacă precis dacă s-a discutat la prefectură, la acel dialog social, dar recent am primit această informație că cineva a primit un copil de la vârsta de 3 săptămâni. Aici vreau să ajung. De la 3 săptămâni până la vârsta de 18 ani, copilul crește alături de o familie, practic. O familie, practic. Da. Ajunge probabil să-i spună mama, să-i spună tata. Iar la vârsta de 18 ani, asistentul maternal, într-un fel, trebuie să se despartă de acel copil. Da, sau trebuie să se despartă. Cum afectează adolescentul din acea perioadă? Deci, vedeți, aici este o problemă. Ce fac asistenții materiali? Îi pregătesc din timp? De această despărțire? De această despărțire? Sau sunt care optează să-i înfieze? Sau pur și simplu să-i țină alături de ei în continuare? Eu vreau să vă spun, aici este o mică, zic eu, mică, mare problemă. Pentru că ca să devii asistent maternal, profesionist, că așa este denumirea, nu este destul ca să faci acel curs și să primești acel atestat. Trebuie să ai cumva
un sentiment aparte față de, și o dragoste față de copii. Pentru că bine să nu spună nimeni că, mă rog, acum sunt salariile cum sunt, nu numai în sectorul bugetar, și chiar în sectorul privat, dar mai ales în acest domeniu, salariile sunt cum sunt și ca să vii tu să-ți îngreunezi mai tare familia, până la urmă, unde sunt chiar 2-3 copii în plasament, să-ți îngreunezi situația, deci trebuie să ai ceva aparte, un sentiment de dragoste față de copil sau față de aproapele tău sau față de cei care sunt în situații de genul ăsta. Asta e părerea mea. La un moment dat, sigur, când crești, exact cum ziceați, când crești un copil, mă rog, nu de la 3 săptămâni, că nu toți sunt așa, poate de la 2 ani, de la 3 ani, de la 1 an, mă rog, au diferite vârste, sau chiar de la 5-6 ani. Nu este ușor. Oricum, timpul este destul de îndelungat. Adică este foarte îndelungat. Vorbim de chiar un deceniu, mai mult de... Da, este. Și, din păcate, acum chiar ultima dată s-a auzit public acest aspect. Sunt foarte mulți care iau copii, cresc câțiva ani de zile, după ce cât de cât a ajuns copilul să înțeleagă ce înseamnă părinte, ce înseamnă o familie, ce înseamnă sentimentul ăla de dragoste, de mamă, de tată sau de frate până la urmă, dacă au și cei care primesc în plasament au copii. La un moment dat, sigur, nu mai știe ce să înțeleagă când trebuie să întâlnească cu un părinte. Deci părintele lui. Și nu mai vrea. Dom'le, ea este mama. Eu cu ea vreau să rămân. E o chestie atât de interesantă încât multă lume probabil că nu înțelege, dar pe această cale transmit celor care nu înțeleg ce înseamnă asistent maternal și când aud acest cuvânt asistent maternal să le dea mult prioritate chiar și să sprijine, chiar îi rog pe patron sau cine are posibilitate să îi sprijine, pentru că acești copii cresc semenii noștri. Cresc niște copii abandonați și vreau să vă spun că sunt în foarte multe cazuri. Am fost la foarte multe persoane acasă. Sunt în foarte multe cazuri copii atât de deștepți, atât de frumoși și nu au o șansă, cum să spun, decentă la ceea ce ar putea să facă un copil care este în plasament. Sunt, e foarte greu. Sunt cazuri în care copilul este luat de la asistentul maternal. În ce condiții? Da, am auzit și cazuri de genul ăsta că la o anumită vârstă deja vin și cer copiii înapoi. Părinții, cât și alții care a fost un caz, nu mai rețin din zona Careiului, a fost un caz când a solicitat sora mamei copilului că vrea să crească acel copil. Și revin acum și să vedeți ce înseamnă o legislativă imperfectă, o legislație imperfectă. Atunci când dai un copil în plasament, întotdeauna mergi să verifici dacă are condiții ca să poată să întrețină acel copil. Dar când vine cineva în instanță, indiferent că este părintele natural sau altcineva, și părintele natural este de acord să fie preluat de acele... De sistem, rude. Nu neapărat de sistem. De rude. De rude. Așa. Acolo nu se verifică dacă acel copil sau aceia, oamenii aia care iau copilul, dacă au posibilități și să crească și condițiile necesare ce se impun, de fapt, prin legislație. Deci asistenții maternali sunt controlați, exact. Părinții nu sunt controlați. Nu sunt controlați sau rudele. De ce este un caz, și vă spun, cred că în turul lung a solicitat cineva o mătușă de a copilului și, din câte știu, s-a și aprobat. Și vă dați seama că informațiile pe care le dețin acum sunt verbale, nu au fost la fața locului, dar am înțeles că n-au nicio condiție de a crește acel copil. Ideea stă în felul următor. Este normal ca asistentul maternal să fie controlat înainte. Să se facă... Scrie legislație, da. Nici nu se opune nimeni. Dar privind lucrurile logic, să spunem așa, de ce un părinte și-ar abandona copilul într-un spital? De cele mai multe ori pentru că nu are cu ce să-l crească. Aici... De cele mai multe ori invocă
acest aspect. Nu am cu ce să-l cresc. Iar atunci când vine sora, mătușa sau chiar părintele, după un an, doi, trei, patru, cinci, poate, sau poate chiar mai mult de atâta, să-l ceară înapoi, de ce statul nu merge să vadă? Bine, noi ți-l dăm, dar din moment ce tu l-ai lăsat în grija noastră sau în grija unei familii, acum noi ne luăm dreptul de a vedea unde trimitem copilul acela, pentru că statul oferă niște bani sau ar trebui să ofere niște bani, cheltuie bani cu acești copii, cu toate cele de trebuință. Scuze, dar părerea mea este că am deviat puțin de la subiect și spun și de ce. Pentru că am discutat despre asistență maternă, despre condiții și așa mai departe. Problema este alta. O altă, zic eu, greșeală în legislație. Dacă ai văzut că niște părinți sau numai o mamă care nu este căsătorită face un copil abandonat, face al doilea abandonat și mai lăsă să facă și al treilea. N-am nimic, deci să nu mă înțeleagă cineva greșit, că din partea mea toată lumea poate să facă ce vrea, dar statul nu observă că primul copil e în plasament, al doilea abandonat și în plasament, al treilea tot statul cheltuie și trebuie să vezi aceste aspecte. Să vezi, sunt în statul mare multe cazuri de genul? Mă rog, sunt. Bine, aici nu e statul de vină, că statul preia copilul. Dar sistemul ca tare, aia se știe când se înregistrează la naștere. Nu le... Are? N-are. Ai mai avut un copil? Unde ții copilul? Deci, practic, sunt instituții ale statului care ar putea să pună asemenea întrebări. Cheltuielile sunt foarte mari. Sigur că nu se regăsesc în buzunarul asistenților maternal. Sau nu neapărat sunt sume decente pentru creșterea unui copil și să facă școlile care fac alții copii, care au părinți, mă rog, cât de cât, cu salarii mari, mici, cum sunt, dar fiecare părinte încearcă să grijească ca copilului să beneficieze de toate, de ce beneficiază de un copil normal la o școală. Categoric. Ceea ce aici, vorbind de acești copii în plasament, după părerea mea, la o anumită vârstă încep să simtă că sunt ba marginalizați, ba sunt niște copii care nu au, cum să spun, același respect, din păcate, ca și alți copii. Cu siguranță, majoritatea copiilor care ajung în grija asistenților maternali provin din familii dezorganizate. Din păcate. Așa cum spunea și colegul meu, acești copii, practic, își trăiesc prima etapă a vieții în grija asistenților maternali. Se face vreo pregătire sau se fac întâlniri cu psihologi? Îi pregătește pentru acel moment, pentru despărțirea de familia în care a stat atâta timp? 100% nu știu de la ce vârstă, dar sunt copii care sunt dați în plasament și au posibilitate ca să aibă aceste consultații, consiliere și așa mai departe. Pentru că depinde și de vârsta copilului și sunt care primesc 100%. Acum nu am informațiile necesare să spun că da, fiecare copil primește sau așa mai departe. Sute. Pentru că au fost mai multe probleme cu care ne-am confruntat, nu aceste probleme. Și ideea zic că, din câte știu, da, sunt cazuri unde s-au acordat îngrijire psihologică. Da. Așa cum spunea colegul meu, Sergiu, acești copii după ani de zile sau luni de zile în grija asistenților maternali se trezesc cu rude părinți care îi vor acasă. Poate se atașează de familia respectivă, poate nu-și doresc, poate condițiile rudelor care îi vor la ei nu sunt cele necesare și cele mai bune pentru a trăi și a crește un copil. Ei, vorbeați despre o legislație imperfectă. Ce ne lipsește aici? Care este problema în această legislație? Foarte multe lipsesc, din păcate. Și dacă o să vorbim strict de asistenți maternali profesioniști, după părerea mea, pentru acești oameni, și nu numai în părerea mea, pentru că eu am adus chiar și documente, serocopie, documente înaintate către domnul primul ministru Victor Ponta, și o să vi le las aici și către Ministerul Muncii. Am înaintat documente oficiale
în acest sens, dar să nu uităm că în acest document se regăsește că Federația ProAssist este o federație reprezentativă în acest domeniu de asistență socială, care face parte din Confederația Cartel Alfa, încă din anul 2012, și acest aspect scrie și în acest document oficial, încă din 2012 am încercat și am solicitat, am făcut și demersuri, am înaintat și memorii, dar și am prefigurat un statut special al asistenților maternal care să fie doar statutul asistenților maternal. Și vă spun și de ce, e foarte simplu. Odată că salarizarea este cum este, fac parte și ei din sectorul bugetar și știți cu diferite ordonanțe de pe vremea, mă rog, am eu vorbă, dar nu spun, fostul prim-ministru Mititelu, așa, dădea câteva ordonanțe care practic interzicea să depășești un anumit fond de salarii față de octombrie 2010. Deci e o chestie interesantă. Probabil că n-ar fi fost aceste salarii astăzi dacă nu putea cineva să invoce acea ordonanță și următoarele care a mai urmat. Și noi am făcut aceste demersuri ca să solicităm nu numai pentru asistenții maternali, ci pentru tot ce înseamnă sistemul asistență socială. Acum, am și depus statutul, cadru, mă rog, un draft Ministerului Muncii. Am avut discuții și anul trecut am avut întâlnire cu domnul secretar de stat Codrin Scutaru și cu doamna Tudor, care răspundea la vremea respectivă de acest domeniu de activitate și a fost discuții și promisiuni. Mă rog, acum promisiunile știți cum e, că nu e peste noapte, dar să sperăm că cineva se trezește datorită faptului că în acel statut am specificat o continuitate și o să regăsiți în acest material o continuitate pentru că acești asistenți maternal profesioniști, aceștia nu lucrează 8 ore cu copilul. 24 din 24. Odată că 24 din 24 și nu există sâmbătă, duminică. Și lucrează foarte mult și cu sufletul, aș spune eu. E vorba și de concediu, când pleacă în concediu se ia copilul, pentru că, din păcate, în unele județe și în marea majoritatea județelor din țară, nu există locul ăla respiro, cum se numește, deci n-ai unde să... Sărbători legale de asemenea. Sărbători legale de asemenea. Ori aceste lucruri se bat cap în cap cu codul muncii. Și tocmai din această cauză, așa cum este ea modificată prost, ca să spun așa, în defavoarea salariaților, atât în sectorul privat, cât și în sectorul bugetar, legea 62, atât de mult invocată, discutată, am făcut pichetări, am făcut memorie, am transmis N mesaje și actualului guvern, care în 21 februarie 2009, în 2010, să nu uităm, a semnat un protocol cu confederațiile sindicale pe această temă, pe modificare legii 62. Anul ăsta, când am avut dialog social la nivel de prefectură, doamna ministru, care a fost la Satul Mare, a promis că în luna septembrie se dă drumul. Ori nu mai cred nici în chestia asta și vă spun și de ce. Dacă intrați pe site-ul, atât la Camera Deputaților, cât și la Senat, o să vedeți că nu există pe ordinea de zi, nici într-o zi, modificarea legii 62. S-a făcut data. Ori vă întreb, din octombrie intră în campanie electorală. Anul ăsta ce mai modifică cineva? Probabil că nu. Spuneați că asistenții maternali au un contract pe o perioadă determinată, și anume de 3 ani de zile. Persoanele care au doar acest loc de muncă, doar cu asta se ocupă. N-are cum să aibă alt loc de muncă și vă spun de ce. Nu, nu, nu. Deci, vedeți, exact. Deci, în primul rând, nu ai cum să ai alt loc de muncă și, în al doilea rând, dacă, de exemplu, întâmpini o greutate și dorești să scoți un credit bancar. Să vreau să vă spun. Cum poți să scoți un credit bancar când banca nu îți dă bani dacă nu ai contract pe o perioadă nedeterminată? Vedeți? Și să ne explicați... Iar invoc același document care l-am trimis personal.
în calitate de președinte, atât la domnul Victor Ponta, cât și la Ministerul Muncii. Aici specifică, acești oameni li se cere din 3 în 3 ani să refacă atestatul. Asta nu este o problemă, pentru că atestatul se poate reface și există acele acte normative de care am zis la începutul emisiunii. Acele acte normative, în cazul în care nu îndeplinești vreo condiție, deja tu, ca angajator, ai posibilitate să retragi atestatul și spune, de mâine îmi pare rău, nu îndeplinești aceste condiții, n-am cum să te mai țin ca asistent maternal profesionist. Și am solicitat și în modificarea respectivă a statutului special care a fost depus la Ministerul Muncii și în aceste memorii pe care le-am trimis personal la Guvern și la Ministerul Muncii, am specificat foarte clar contracte individuale de muncă pe perioadă nedeterminată și specificat, fără nicio cheltuială. Deci vă spun, fără nicio cheltuială. Pentru că acești oameni, oriunde se duc, orice problemă au, vor un credit, o limită de card, un ceva, nicio bancă nu stă de vorbă cu ei, dat fiind faptul că au un contract pe perioadă determinată și s-ar putea să mai aibă 2-3 luni până se termină și nu-i sigur că se renoiește. Dar dacă are un contract individual pe perioadă nedeterminată, ferească Dumnezeu, de boli, de necazuri, de, mă rog, ce, și ce sunt invocate în acel criteriu, n-ai ce face, e altă treabă. Ne puteți dezvălui ce sumă primește un asistent material? Ce salariu, mai exact, primește un asistent material? Mă rog, acum sunt, salarii sunt diferite, nu sunt egale, dar pot să vă spun de un lucru... De la și până la. Un lucru, cel mai mic salar, vă spun, mi se pare că are 2 copii, dar nu vreau să greșesc, deci să nu mă condamne nimeni. Cred că are 2 copii și un copil cu sindrom Down din cei 2, dar cred că are 2 copii în plasament. Și această doamnă, cu acele sporuri, că pentru copiii ăștia se dau niște sporuri, și cred că are spor de 75% și a avut salar luna trecută. Mi-a dus la prefectură Fițuica 615 lei. Cu tot cu spor și atunci fără acel spor? Deci, încă o dată, înțelegeți-vă. Probabil tot împreună net a avut salar de 615 lei, care, într-adevăr, acolo în ședință, i-am solicitat domnului director APAM să verifice acest lucru, nu mi se pare corect și ceva, ori e o greșeală, poate să fie și o greșeală, nu comentez. Dar am rămas surprins. Dar în alte luni primea o sumă mai mare? Nu, așa e de la început. Așa e de la început. Că acum am aflat acest aspect. Cum îngrijesc sau primesc bani pentru a cumpăra toate cele necesare unui copil pe care îl are în grijă? Ce se întâmplă? Familia respectivă îi pune la dispoziție tot ce are el nevoie, școlarizare, haine, da, hrană. Mai bine spus, care sunt cele mai frecvente probleme cu care se confruntă, da, asistenții maternali? Acum vreau că o să fac o mică istorioară, dacă vă rugăm o să frumos avem timp. Desigur. Dar cu privire la cele mai frecvente și curente probleme care au avut loc, de vreo 4 luni de zile, dacă nu mă înșel, banii de hrană pentru copii, deci practic banii de mâncare a copiilor, s-a tot amânat. Deci a întârziat, zic eu, de pe o lună pe alta, pentru că așa s-a întâmplat. Sigur că am avut discuții, atât cu domnul Adrian Ștef, pe tema asta, am avut discuții, mă rog, cu mai mulți factori. Și cei care sunt în măsură ca să rezolvă această problemă, inclusiv la DGASPC cu domnul director APAM. Promisiuni, ok, luna asta se clarifică, se rezolvă și revenim la normal. Ok, luna asta, dar s-a întâmplat 4 luni. Și de aici a plecat ideea și, de fapt, presiunea din partea membrilor de sindicat care sunt afiliați la mine. Mi-a spus, domnule președinte, și acum s-au amânat. Și acum, și nu am primit, și așa mai departe. Și am zis, nu-i nicio problemă. Dar ei deja solicitau direct proteste în stradă, că nu mai rezistăm, pentru că, gândiți-vă, să ai 1.000 de lei, hai să luăm un calcul, mă rog, o sumă, nu știu cine aproximativ, are. Aproximativ. Da. Poate unii au mai mulți, alții mai puțin, dar... O medie. Gândiți-vă la 1.000 de lei. Un copil are 10 lei pe zi. Ori 30 de zile, să luăm media, sunt 3 milioane. Da? Cine are 3 copii? Se înmulțește.
luăm doi copii, nu luăm trei, că marea majoritate au minim doi copii. 6 milioane. Tu dacă nu primești în luna respectivă, acele 6 milioane sunt care au reușit să iei pe salariul bărbatului un credit în bancă. Banca spune, când ai zis că mi-aduci banii, păi în 20, păi bun mă, adă-mi 20, când 15 ai primit salariul sau a primit bărbatul, adă-mi 20. Dacă tu nici în 20, nici în 25, nici în 30 al lunii nu primești banii și tu cheltuiești mâncare pentru acei copii, că trebuie să cheltuiești, trebuie să faci factură pentru ca să ți se deconteze ce ai cumpărat. Da. Și tu te duci, îi dai factura pentru mâncarea respectivă. Deci tu ai cheltuit 6 milioane de lei pe care îi primești următoarea lună. Dar banca își cere, că tu ai zis că până în 20 îi aduci banii. Acum, în momentul de față, banii aceștia au fost, le-au fost dați asistenților și retro... Deci noi am avut în data de 4 acea întâlnire și aici vreau să ajung imediat, o să ajung și aici, unde, cum am ajuns la prefectură și toată lumea a zis, domnule, ieșim în stradă, nu mai putem. Și am explicat, legea nu permite, nu aveți voie să vă folosiți de copii și așa, și încercăm să facem altfel, să căutăm o altă soluție, nu neapărat dintr-o dată ieșire în stradă. Nu, deci eu întotdeauna am fost să discutăm prima dată, să dialogăm, pe calea amiabilă. Dacă reușim să rezolvăm pe calea amiabilă să rămână, vă mulțumesc, chiar mulțumesc pentru ce s-a rezolvat. Da. Dar dacă nu se poate, atunci o să ne folosim de toate metodele și pârghiile legale de a protesta împotriva acestor, mă rog, după părerea mea, să spun mai bine, neatenție. Pentru că dacă ar da cât de cât un pic de atenție cel care este în măsură și dă cu pixul pentru viramentul acestor bani, ar trebui să gândească că acei copii trebuie să mănânce. Și totuși nu duc lipsuri acești copii? Da, duc lipsuri. Și din păcate, dacă vorbim despre copii care sunt la școală, să zicem, clasa 5-a, 6-a... Colegii sunt răi, sunt răutăcioși. Nu neapărat de colegi, dar trebuie să ne gândim puțin la un alt aspect și vă dau ce a fost invocat și la ședința de la prefectură. De săptămâna și nu pot să uit o chestie foarte interesantă. Povestea o doamnă că copilul ei, nu știu, era clasa 5-a, 6-a. Și a zis că no, clasa merge în tabără. Nu știu câte zile. Nu, nici asistentul maternal, nici copilul nu primește bani pentru tabără. Ca să tabără. Se ducă și el. Și-s bani. Că vrem, că nu vrem. Acest copil, dacă părinții din banii lor, părinții care au luat în plasament, deci asistentul maternal, dacă nu-i acordă suma respectivă să poată să plece, deja este acel copil marginalizat, exclus se din crede acel la o anumită vârstă discriminat și practic este exclus din societate. Este un lucru foarte urât. Și... dar n-ai ce face. Asta e sistemul. Și mulți, ca să nu uităm, că aici este o problemă, mulți și marea majoritate care cât de cât au cea mai mică posibilitate, oferă acest, mă rog, aș putea să spun drept, dar mai bine, oferă acest, nu știu, mic atenție sau mic ajutor acelui copil să lese să meargă. Se creează personalități dificile tocmai din cauza acestor lipsuri, acestor simțiri de marginalizare, de excludere din anumite grupuri. Copiii cresc și țin minte lucrurile acestea. Asta știu vă că au spuneam, fost excluși. Asta vă spuneam, că acei oameni, chiar din salariile lor mici cum sunt, fac tot posibilul ca acești copii să nu simtă acest lucru și vă dați seama că din momentul ăla, la o anumită vârstă, simte și observă copilul că și înțelege, are judecată și n-are propria. Cum să nu mai spună mamă și tată. Așa că merge Dumnezeu. Sunt foarte multe lipsuri, mult mai multe lipsuri decât beneficii în ceea ce privește un asistent maternal. Totuși, de ce aleg oamenii să devină asistenți maternali când... La începutul emisiune, v-am explicat, prima dată, nu acel curs sau acel atestat, odată... Iubirea probabil, față de copii. Dacă copii. N-ai avea dragoste față de copii, nu cred că ți-ai mâncat nervii, ca să spun... mai pe românește,
cu tot felul de copii. Vă spun, am rămas impresionat de povestea unei domne de la Odoreu, dacă nu mă înșel. Are un copil, să ferească Dumnezeu, legumă cu pemper și așa mai departe. Din salariul ei, cum zicea la această ședință, peste 2 milioane de lei o costă pampers. Copilul crește. Este și mai greu de îngrijit și de lucrat. Vă dați seama, dacă nu umblă, merge la baie, nu are igienă despre propria. Ce vorbim? Da. Și să vezi că totuși există persoane care, așa cum este, nu lasă. Și grijește de el. Și oferă mai mult decât grijă. Să fii asistent maternal, din câte ne povestiți dumneavoastră, înseamnă mult mai mult. Nu putem să o încadrăm în meseriile normale. Nu cred că se poate explica în cuvinte, după părerea mea, cine este în măsură. Și acum fac un apel de jos până sus. Ministerul Muncii, Guvern, Ministerul de Finanțe. Să plece capul, pentru că există doar o singură variantă pentru acești copii abandonați, indiferent cum să iei, bolnavi, surdomuți, mă rog, o doamnă a primit un copil, am înțeles că de un an de zile, tot la ședință. A fost o chestie care iar m-a șocat. Nu știe să vorbească, deci nu vorbește, nu aude. Surdomut. Ca să vezi și să nu știi pe cine primești. Deci asistenții materni nici nu știu ce copil primesc vor în plasament. Nu-și aleg copii, deci asta să știe foarte clar telespectatorii, că nu-și aleg, nu-și aleg copiii cu ochi albaștri egal, sau blond, ca așa îmi place mie. Nu. Asistent material nu înseamnă că ai înfiat. Și să vedeți o cutumă legislativă. Iar revin un alt aspect, că acum vorbeam, mă o să aminte de copiii bolnavi. Vă dați seama, oamenii dacă, adică asistentul maternal, dacă are o bolă, mă rog, nu știu, poate incurabilă, dar netransmisibilă, dar deja este o problemă cu acea persoană. Dar legislația nu obligă ca acel copil care a rămas în spital, are o bolă și duce acasă, preia asistentul maternal care are încă doi copii acasă. Și familia. Și familia și se îmbolnăvesc de la acel copil. Deci vă dați seama? Înțelegem că legea este făcută așa, la suprafața lucrurilor. Bun, dar asta e legea, deci nu poți condamna. Decât prin modificare legislativă poți să rezolvi aceste aspecte care, după părerea mea, la nivel național, se știu și se știu de ani de zile chestiile astea și nu se face nimic. Dar spuneți, ce bani, în afară de cei de hrană, trebuie dați spre acești copii și nu sunt dați? E foarte simplu. Mă rog, n-au fost dați. Probabil, aici o să vă spun eu câteva aspecte și, din păcate, aici îmi pare foarte rău că nu este domnul director aici, că am înțeles că l-ați căutat. L-am căutat astăzi. Și îmi pare foarte rău că nu este domnul director aici. Mi-ar fi plăcut, dar oricum sper să se uite la emisiune și să mă sune, dacă nu după emisiune, în zilele următoare. Îmi pare foarte rău să ajungi la un moment dat la discuții care, zic eu, trebuia să termine altfel, nu așa cum se termină. Eu, când am preluat acest sindicat, am zis să vedem cine ce probleme are. Au fost multe persoane care m-au cunoscut și au început să-mi explice că nu avem aia, nu avem aia, nu avem aia și așa mai departe, nu primim. Dar zic, cum scrie în legislație? Recunosc, n-am știut. De cât timp ați preluat, ca să știi și respectatorii? Din 2012 am preluat eu acest sindicat. Din 2009 am înființat la vremea respectivă pentru asistenți personal, că acolo au fost probleme foarte mari și am zis hai să-i sprijin. Și în 2012 m-au rugat oamenii să preiau eu, că, na, mă rog. A fost adunare generală, am preluat, am solicitat și denumirea și de atunci am și asistent maternal și social în acest sindicat. Deci mai multe categorii, ce acoperă practic tot sistemul asistență socială. Și am stat de vorbă cu foarte, foarte multe persoane și mi-au spus că au probleme, nu primez drepturi și mă zic, nu se poate. Deci nu credeam la vremea respectivă. Am început, ok, zic, hai să văd dacă se poate face ceva.
Practic, anul trecut am pornit mai activ în acest domeniu, în 2013, și când am auzit și citind legislația, de exemplu, cheltuieli pentru cazarmament, echipament, dotare inițială și înlocuire, transport, jucării, materiale igienico-sanitare, material cultural sportive, rechizite, manuale, necesare pentru satisfacerea nevoilor personale a copiilor pentru care s-a stabilit o măsură de protecție socială. Așa. Deci sunt mai multe aspecte aici ce mai lipsește, bani de buzunar și, mă rog, că și asta scrie în lege. În câte cazuri, din câte cunoașteți dumneavoastră, s-au întrunit și s-au înfăptuit aceste fapte care dumneavoastră le-ați citit, aceste criterii, deci, aceste vreau nevoi? Să vă spun că eu anul trecut am aflat că mai mulți ani în urmă nu s-au decontat. În 2008 s-a decontat aceste lucruri, deși scrie în legislație, și din 2009 nu. Acum, că 100% la toată lumea nu s-au decontat, n-aș putea să vă spun, dar sigur la acești oameni despre care vorbesc acum, care sunt membri de sindicat la mine, nu li s-au dat acești bani. Sigur, am o întrebare. Dacă acești bani au fost transferați de la Ministerul de Finanțe, Ministerul Muncii, au fost către Consiliul Județean, unde au fost folosiți acești bani. Deci e o întrebare retorică până la urmă. Și recunosc că atunci când am aflat aceste aspecte, am avut o întâlnire cu domnul director Apan, cu domnul președinte Adi Ștef și am zis, e o problemă. Anul trecut încă. O să vedem, o să facem, nu știu ce. De ce sume invocau oamenii că nu i-au primit de ani de zile? La un moment dat se ridică. Și din ce an sume, mai exact? Nu începem. Știu, deci din 2009, dar, cum spun oamenii, nu s-o dat. Înainte de 2008, nu știu, n-aș putea să vă spun. Dar din 2009, marea majoritate a salariaților n-au primit acești bani. La câte ați înșirat dumneavoastră, sumele nu trebuie să, nu au cum să fie mici. Bine, pentru că nu sunt sume mici. Dacă ne referim la ani, ne referim la multe zile, dar copiii aceia ce au mâncat, copiii aceia au mers la școală, să nu intrăm într-o greșeală. Sumele sunt foarte diferite, pentru că există un barem într-un cadru legislativ care specifică de la 0 la 3 ani. Asta e suma. De la 3 ani la 7 ani, asta, 7 ani. De când începe școala, începe și rechizite. Deci, depinde de vârstă. De nevoile copilului. Exact, de vârsta copilului și de nevoile. Așa, și atunci, din discuții în discuții, am văzut că nu tare se mișcă nimic. Recunosc că am acționat la nivel de federație, am trimis o adresă la Confederație, la Cartel Alfa, și am solicitat sprijinul și am zis, fraților, trebuie să mă sprijiniți, că aici, uite, cu ce mă confrunt. Există vreo posibilitate să fie restituite aceste restanțe? Imediat să ajung acolo, că e foarte important în cum am ajuns aici, că de aici pleacă totul. Vă rog. Și atunci, acele adrese care am înaintat către Federația Pro-Asisti, către Confederație, să solicit sprijinul, automat au convocat o ședință în Consiliul Național, Federația care reprezintă acest domeniu de activitate, și am întocmit împreună și din alte județe unde mai sunt probleme, nu numai Satu Mare are probleme, dar sunt județe, iar e o întrebare, că mai sunt județe unde s-o dat la timp, se dau la timp, nu sunt probleme. Nu sunt întârziere. Nu sunt întârziere. Și atunci am înaintat Ministerul Muncii, am și primit răspuns de la Ministerul Muncii rapid și foarte clar a fost specificat, da, aceste drepturi se acordă și așa mai departe. Și am solicitat sprijinul și Federația mi-a pus la dispoziție o doamnă juristă care e vicepreședintă la această federație, care a venit cu mediatoare. Tot de acolo. Deci eu nu cunoșteam persoana respectivă, cine e mediatoare. Pe mine m-a interesat ca să intru într-un cadru legislativ, că dacă mă duc în instanță cu ceva, acum de când a intrat în vigoare legea asta medierilor, eu am vrut să iau de la începuturilor cu pași mici, pași mărunți, dar să ajung acolo unde vreau să ajung. Și ca să nu mă duc cu al doilea proces în instanță până nu clarific situația. Am solicitat sprijinul domnului prefect, în biroul domnului prefect,
s-a ținut această ședință de premediere, ca să zic așa. S-a discutat, s-a semnat niște documente, după care am solicitat să văd ce putem rezolva pe calea amiabilă, pentru că nu numai aceste puncte despre care discutăm aici, cu aceste puncte ne confruntăm, avem și alte probleme. Acestea sunt cele mai mari, să înțelegem. Nu, cele mai, cele mai grave, cele mai urgente care trebuie să rezolvate. Nu, aceste probleme s-a putut rezolva printr-un acord, printr-un protocol. Despre ce este vorba mai exact? Despre ce v-am spus mai înainte, banii de cazarmament, rechizite, locuit, material igienico-sanitare și așa mai departe. Deci și primitul banilor restanțieri. O să vă spun, deci noi am încheiat un protocol la înțelegere și vă spun de ce. Dacă mergeam în instanță, mai mult decât 3 ani retroactiv, nu puteam să cer. Dar dacă mergeam în instanță, era cheltuiel de judecat odată. Atunci era inflația care trebuia să se plătească, atunci trebuia să plătească și alte cheltuieli, dobânzi din anii respectivi. Și am ajuns la înțelegere că aceste sume se vor acorda după cum am stabilit în protocol. Și ca să știți și asistenții materiale care se uită, să ne spuneți cum... Deci am solicitat 2011, 2012, 2013... Și 2014, anul în curs, să se dea în continuare, de aici încolo, să nu mai avem probleme de genul ăsta. În protocol am specificat că în primele 6 luni se vor da pe 2011. Au venit acești bani? S-a dat. Deci acești bani s-a dat. Urmează, protocolul scrie că după rectificare bugetară, până în 31 decembrie 2014, deci pentru 2012. Deci, practic, în a doua decadă anului trebuie să dea pentru 2012. Dar să nu uităm și 2014 în curs. Deci, eu recunosc că este un efort financiar destul de mare. Dar aici ne-am înțeles noi în acest protocol că așa vor plăti. Pentru 2013 până în 31 martie 2015 și 2015 în continuare, ca să nu mai avem probleme că rămân în urmă. Acest lucru scrie în protocol. Numai din păcate, și tocmai din această cauză mi-ar fi plăcut să fie domnul director aici, și acum vă arăt la cameră un document. Astăzi am aflat că mă sună asistenții maternali și nu numai astăzi, că am aflat și zilele trecute că domnul director cu o echipă, nu mă interesează cine este și nu... chiar nu mă interesează, face ședințe zonale, pe grupuri. Și astăzi am înțeles dacă asistenții maternali care m-au sunat, și n-a fost unul sau una, că văd mai mulți, care m-au sunat și au spus, domnul Derulea, dar nu se poate așa ceva. Dar ce s-a întâmplat? Păi, protocolul și negocierea acestor bani să se dea. Ați umblat dumneavoastră să se rezolve prin mediere, prin ale. Și acum vine domnul director cu nu știu cine că ei au rezolvat. Își asumă niște merite pe care nu le... Și le asumă deci, în gratuit. Îmi spun oamenii că celălalt sindicat, că sunt două sindicate în cadrul direcției, de la sindicatul respectiv, cineva, nu știu, că nu cunosc și nu mă interesează până la urmă, și domnul director, ei au rezolvat. Eu recunosc că domnul director, după discuția cu dânsul și după discuția cu domnul președinte al Consiliului Județean și după acea mediere care am făcut la premediere, la prefectură, s-a mișcat treburile și am reușit să încheiem acest protocol. Da, și cu doamna Marcela Pop. Îmi pare rău să nu cumva să uit, că este semnatar. Uitați aici. Vă dau protocol. Domnule Dârle, se poate deci, vorbi despre atunci, un conflict aici? Nu este un conflict, eu nu am treabă, niciodată nu am avut probleme cu... Au alții cu dumneavoastră? Da, mă rog, nu știu, asta nu știu, mă rog, ce să zic. Dar vreau să vă întreb. Nici nu aș vrea să comentez, dar din moment ce spune cineva că dânsii au umblat să rezolve acest lucru, care de ani de zile nu s-a dat, și trebuie să vină cineva din afara sistemului să spună aceste aspecte? Vreau să vă zic, acest protocol vă dă siguranța 100% că banii
vor ajunge la asistenții materiali exact așa cum, cum este scris cum trebuie, în acel protocol? Sunteți 100%, da? Ca să putem să asigurăm și, și telespectatorii. Nu ce spun, de ce sunt sigur? Dacă ați adus în discuție, de ce sunteți sigur? Da, vă rog frumos. Și să nu uitați că acest lucru nu mai este un conflict dacă se face scandal că nu s-au dat acești bani. Acest lucru este un conflict de drepturi. Este un conflict personal, eu cu cineva. Sau nu este un conflict că cineva nu vrea sau nu are posibilitatea să dea. Aici se poate deschide proces pentru conflict de drepturi. Dar vreau să vă întreb, pe cine învinuiți pentru această situație? Pentru această situație. Am mai spus la prefectură și nu vreau să fiu înțeles greșit și rog telespectatorii sau cine mă ascultă, chiar și asistenții maternali. Mi-mi place să fiu direct și îmi place să spun adevărul. Am spus la prefectură față de 37 de persoane, cum ziceți dumneavoastră că ați numărat, au fost la prefectură, față de 37 plus domn prefect și cine au mai fost acolo, spus, domnule, un director de la DGSPC poate să facă viramentul către salariați dacă nu are în cont lichidități? Păi dacă nu are. Păi dacă nu are. Dacă nu cum are, să facă? Bun, cum dacă să nu, facă, deci dacă noi nu vorbim are. De lichidități, că pe hârtie, atât de simplu să semneze de la finanțe sau de la București, de la Ministerul Muncii, Ministerul de Finanțe. E foarte ușor să semnezi, dar dacă nu ai lichidități în cont, poți să faci viramentul către oameni. N-ai nu cum. Se poate. Deci este corect, da? Mergem mai departe. Consiliul Județean. În cazul în care banii sudat de la trezorerie, o intrată în contul Consiliului Județean. Dacă nu dă mai departe, e vina acolo. Dar dacă Consiliul Județean nu are lichidități, care primește de la trezorerie, despre nou, ce vorbim? Da. Nu are ei, lichidități. Aici este o problemă, este un lanț care nu sunt eu până în măsură. Până la urmă, ce răspuns ați primit de la Consiliul Județean? Nu au lichidități sau nu se dau mai departe lichidități? Nu au lichidități, dar revin cu o întrebare retorică. Nu condamn pe nimeni și vă spun încă o dată. Nu sunt omul care se condamn pe anume persoane, anumite persoane, cu tare, cu tare, cu tare. Nu mă interesează. Ei mă interesează un singur lucru și pun o întrebare. De ce un județ poate și altul nu? Asta e întrebarea mea. Și de ce un județ are posibilitate să dea la timp banii de hrană? Cu salariile n-a fost problemă, trebuie să recunosc. Cel puțin nu am fost sesizat că s-au întârziat salariile. Salariile se dau la timp. Deci vă spun, nu am fost sesizat. Dacă păi eventual... normal, s-au dat salariile la timp ca asistentul material să poată din salari să crească copilul. Da. Dacă altfel nu s-a pus. Nu se poate. Nu știm, protecția copilului, ce rol are aici? Poate să intervină? Cum vă poate ajuta? Deci, vreau să vă fie foarte clar. Eu nu am cerut și nu cer sprijinul nici DGSPC-ului, nici conducerii de acolo, nici Consiliul Județean, nici Ministerului, decât scriu. Cum am scris și până acum, scriu. Peste tot. Și undeva tot găsesc înțelegere. Recent a fost o întâlnire, conducerea Federației, a avut o întâlnire cu domnul Codrin Scutaru, cu doamna ministru, pe problema asta, pe problema statutului care am înaintat. Și acum în 26, 27, 28 avem Consiliul Național, care pentru prima dată se face în județul Satu Mare, deci aici vin din toată țara, și o să discutăm aceste probleme și să vedem unde sunt, unde nu sunt probleme și să acționăm împreună la nivel național, pentru că nu se mai poate. Adică să nu poți acorda dreptul unui drept. Dreptul la mâncare, despre ce dreptul la vorbim? La viață până la urmă. La viață până la urmă. Și sunt alte aici, și alte aici și multe probleme. Vreau să ridic o problemă pe care a fost ridicată de fapt în ședința de la prefectura, deja trecută unde ați fost. Am aflat că avem în Satu Mare două cazuri în care un copil a fost dat către asistentul maternal și au trecut chiar 22 de luni și copilul nu are certificat de naștere. Da, dar știu ce vreți să spuneți. Da, într-adevăr, în Stanislău este. În județul Satu Mare. În județul Satu Mare, da. În Stanislău. Spuneți, cum se poate ca un copil să ajungă la aproape vârsta de 2 ani de zile
Și să nu aibă certificat de naștere. Dacă nu ai certificat de naștere, înseamnă că nu existi. Nu, existi. Nu este singură caz. Și atunci, asistentul maternal, cu ce a crescut copilul, n-a primit nicio indemnizație, n-a primit nimic, nu, n-a primit nici salariu. Nu există, n-a primit nicio atunci... Dar tocmai din cauza asta, după această ședință, că doamna era acolo de la Sanislău care a prezentat cazul și a zis domnul prefect să rămână la dânsul în birou, să dea mai multe explicații și a promis că în cel mai scurt timp această problemă se rezolvă. Și, bineînțeles, această femeie, gândiți-vă, aici, 22 de luni, odată că n-a primit bani de hrană, n-a primit alte, mă rog, drepturi al copilului. Care este cuvin? Și el, adică ea, trebuie să facă o cerere, pentru că acești bani trebuie să primească retroactiv, obligatoriu. Colega mea spunea mai înainte ce rol are protecția copilului în toată această ecuație. Eu vă întreb ce rol ar fi trebuit protecția copilului să aibă în această ecuație. Deci, în asemenea cazuri. Din informațiile pe care le dețin și am întrebat după doamna și după, o zis că a făcut sesizare. Acum, la cine a făcut sesizare, nu știu, dar nimeni nu e, dar nu protecția copilului, de fapt, se ocupă de toate aceste lucruri ce țin de acte și așa mai departe? Adică direcția colaborează cu poliția și cu... Dar noi deci vorbim avea... de certificatul de naștere care se face a doua zi, a treia zi după ce copilul s-a născut, dar nu după 22 de luni. Deci, încă o dată, vă spun... Acest copil, și nu este singurul caz, că am înțeles că au fost două cazuri, numai... Unul la Odoreu și unul în Sanislău. A, Odoreu, da, mă rog. Și probabil că sunt și alte cazuri, dar dacă n-au fost acei oameni care n-au fost la noi membri de sindicat și nu sunt acolo. Probabil că sunt alte cazuri. Eu le recomand să vină la domn prefect, să ceară audiență, pentru că domn prefect a promis și eu sunt convins că acest lucru se va rezolva. Și să solicite retroactiv, pentru că acei copii au trăit și au mâncat, indiferent ce vârstă. Asta e părerea mea. Are nevoie legislația de o resuscitare, de o regândire? Ce credeți că ar trebui schimbat, regândit? Am spus la începutul emisiunii și mă repet. În afară am de cele solicitat spuse, modificarea 679, am solicitat statut special pentru acești oameni, pentru că, cum v-am spus, acești oameni nu lucrează 8 ore. Lucrează 24 și încă ceva. E foarte important. Gândiți-vă că la vechime nu se va calcula sâmbătă și duminică. De cât timp vă zbateți cu aceste probleme? De cât timp faceți demersuri, adrese către înalții demnitari? De anul trecut. De cum am luat imediat în 2013, am început cu adrese, cu întâlniri. Am avut întâlniri personal cu domnul Codrin Scutaru la Ministerul Muncii și au fost probleme și pentru asistenți personal la acea întâlnire și o mare parte a problemelor la vremea respectivă s-a și rezolvat, dar încă mai sunt foarte multe care nu stă la mâna domnului Codrin Scutaru. Trebuie să recunosc că trebuie o modificare legislativă. Acum, în acest sens. Câte răspunsuri ați primit și câte dintre cererile dumneavoastră s-au rezolvat concret? Deci, concret, prin acest protocol s-a rezolvat o problemă pe 3 ani de zile. Doar mai o problemă. Mă rog, cu mai multe... Cu mai multe subpuncte. Cu mai multe subpuncte. Da. Și mai sunt alte puncte, vă dau exemplu, sâmbătă, duminici, sărbători legale și bani de concediu. Și sunt și alte, că eu am avut... În această practică, la preme, la, o secundă numai. La întâlnirea de premediere din ianuarie 2014 de la prefectură, eu am avut 9 puncte. Și din 9 puncte am rezolvat 2. A rămas încă 3, 9. De la 3 până la 9. Cu aceste puncte sunt în instanță, deja am ajuns pe fond. Am avut prima dezbatere în data de 4. În ceea ce se poate rezolva, să zicem, pe o cale amiabilă, administrativă, domnul prefect Eugeniu Avream, ce v-a spus că va face în continuare? Că mă gândesc că... Domnul prefect nu mi-a spus nu, că... Nu, asistenților deci maternali. Domnul prefect și... a solicitat că în luna septembrie deja nu mai era nicio șansă, spunea doamna directoră economică de la Consiliul Județean. Mă rog, explicațiile, eu cel puțin nu am înțeles, nu le-am primit, doar simplu motiv că nu sunt lichidități, deși, mă rog, nu comentez. Dar... Dacă așa o zis... Aveți ceva informații cum că ar fi, de fapt, și nu ar vrea să se dea? Întreb altfel.
dacă în județul Mureș, ca să nu fie județ apropiat, în județul Mureș, în fiecare lună, se dă la data stabilită. La noi, e departe de la București, probabil nu a ajuns avionul. Îmi cer scuze. Domnule, nu vreau să fiu ironic, dar nu pot să înțeleg altceva. Domnule președinte, dacă nu se rezolvă nimic din ceea ce ați cerut și trebuie să se rezolve, ce aveți de gând să faceți? O să ieșiți în stradă până la urmă? O să vă spun acum. Vă rog. Ce s-a promis la acea ședință, și eu sunt convins că este trecut în procesul verbal, doamna Ramona Antenescu a făcut un proces verbal, s-a promis foarte clar că în luna octombrie, în prima săptămână, se vor da banii pentru luna septembrie, și la sfârșitul lui octombrie se va da pentru luna octombrie. În cazul în care nu se întâmplă acest lucru, automat mă întâlnesc cu oamenii, luăm o decizie, cu membrii mei de sindicat, luăm o decizie, începem pichetarea la Satu Mare sau mergem direct la București. Oamenii, am văzut că sunt deschiși și v-au cerut acest lucru. Presupun că datorită solicitării și presiunii lor, a zis, ieșim în stradă. Eu am zis, hai să încercăm pe calea dialogului. Dacă nu rezolvăm nimic, au un termen de, nu știu cât spun ei, dacă nu rezolvă, noi facem următorul pas, legal. E clar, că nu pot să facem. Demersuri ați făcut. Este nevoie chiar să ieșiți în stradă, să pichetați, ca să fiți vizibili și auziți? După părerea mea, și îmi cer scuze, imotivați, acum, între ghilimele, prin felul acesta, să am solicitat un singur lucru când s-a înscris la mine în sindicat. Un singur lucru. În cazul în care am un principiu și vă spun, ca să audă toată lumea, cine nu luptă pentru ceea ce își dorește în viață, își merită soarta. Și cu asta cred că am spus totul. Eu le-am spus, niciodată nu voliți nicio colegă, indiferent că face parte din sindicatul cutare sau cutare. Eu niciodată nu am zis rău de colegii mei, indiferent ce fel de sindicat a fost sau cine a fost care a reprezentat acel sindicat. Dar recunosc că astăzi m-a supărat foarte tare poveștile când cineva vine că am rezolvat asta, aia și noi suntem ăia buni. Dar aș vrea să întreb, unde e semnătura lor? Întrebarea mea este, unde este semnătura lor? Și de atâția ani de zile, dacă lucrează... Este un alt sindicat. Da. Ce știți că se mă discută la aceste ședințe zonale? Eu vă spun concluzia, nu a mea, pentru că eu n-am fost acolo, câte persoane m-au sunat și cu câte m-am întâlnit de la birou până aici la dumneavoastră, când că i-am întâlnit pe câțiva în centru, știți ce mi-a spus? Aceste ședințe s-ar părea că se fac și presiuni, nu spun decât ce au de la oameni. Dacă se poate, să se retragă de la mine, să meargă la celălalt sindicat. Cât de mult vă îngreunează aceste zvonuri, aceste... Deloc. Da, deloc. Vă afectează atunci? Nu. Nu. Pentru că v-am spus un principiu mai înainte. Luptați pentru... Eu... Până, aveți țeluri. Până îmi rămân 15 oameni, sindicatul va exista. Și cu 15 oameni voi defila. Dar dacă vor fi mai mulți, voi defila cu toți. Problema... Să spunem pe aia dreaptă, dorește cineva să dezbine acest sindicat? Cu siguranță. De ce? Cu ce îi jenează? Cu ce îi deranjează? Având în vedere că ați obținut stați ceva... Puțin, dar gândiți-vă dumneavoastră puțin așa acești bani. Păi, având în vedere că ați obținut ceva pentru toți asistenții materiali, indiferent de ce sindicat... N-am făcut diferențiere, dar să nu înțelegem greșit. În instanță, când m-am dus pentru sâmbete, duminici, care deja se zvonește că... Am înțeles că s-a spus și chestia asta, că deja cheltuiesc banii oamenilor în instanță, că tot nu o să câștig nimic. Întrebarea mea este, în Marea Mureș e altă Românie? În alte județe e altă Românie unde s-au câștigat aceste procese? La un moment dat, nu câștigi pe fond, mergi la curtea de apel. Au fost cazuri, că această federație a avut caz la CEDO. Avem un alt caz trimis acum, recent am trimis. Deci mergem până acolo. Atâta timp cât codul muncii spune 8 ore pe zi, 5 zile, 40 de ore pe săptămână,
Și acești oameni lucrează non-stop și în statut, nu specifică, ești obligatoriu. Și sărbători legale, cele două se bat cap în cap. Și eu invoc, nu altceva, un cod al muncii minim și obligatoriu. Domnule Dârle, din păcate, timpul alocat emisiunii noastre se apropie de final. Dacă ați dori să spuneți ceva pe final, vă rog, acum este momentul. O concluzie. O concluzie a acestei discuții. Este foarte simplu. Am două mesaje. Un mesaj pentru cei care vorbesc despre mine în lipsa mea, și îmi cer scuze că am vorbit despre ei, dar nu m-am putut răbda pentru că am simțit nevoia, mi-a cerut practic membrii mei de sindicat să nu-i să spun ce au auzit ei la ședința astăzi, să nu mai vorbească în lipsa mea și să mă lese pe mine să fac munca sindicală, că o fac din 90, numai în acest domeniu lucrez, din 90, dacă nu știu să fac, o să-și dea seama oamenii și o să se retragă singur. Eu nu oblig pe nimeni să vină, nu oblig pe nimeni să rămână. Cine dorește, poate să plece, fără să fiu anunțat că vrea să plece cu mare drag. Nu am nimic, deci eu nu țin cu forța, n-am chemat pe nimeni. Domnule. Dar să mă lese în pace, că eu îi lăs în pace. În cazul în care vor mai arăta ceva la oameni, să arate și cine a făcut și să nu dezinformeze salariații. Domnule Dârle, vă mulțumesc pentru prezența în emisiunea noastră. Să dea Dumnezeu să ne reîntâlnim cu rezultate bune și concrete. Eu sper că până la sfârșitul lunii octombrie, într-adevăr, se vor rezolva aceste probleme despre care am discutat. În mare parte vorbesc de bani de rană. Dacă nu, cu mare drag vin și vedem ce facem mai departe și vă spunem. Vă mulțumesc pentru prezență și numai bine. Dumneavoastră, doamnelor și domnilor, rămâneți alături de Informația TV. La revedere!